găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Urticaria spontană cronică, partea a doua a materialului privind afecțiunea pielii care îți poate face viața un iad. Tehnica MitraClip, tratamentul intervențional al insuficienței mitrale, o premieră în România și implantarea percutană de aortă. Efectul terapiei prin biorezonanță asupra durerilor și asupra bolilor care le provoacă. Urticaria spontană cronică, o afecțiune a pielii care îți poate face viața un iad. Simptomele severe ale bolii afectează omul pe toate planurile, psihic, fizic și social. Caracteristicile urticariei spontane cronice din perspectiva științei medicale moderne. Ce investigații se fac pentru stabilirea tratamentului și ce terapii inovative au apărut? Cu detalii, profesor dr. Călin Giurcăneanu, medic primar dermatovenerolog, doctor în științe medicale, șeful clinicii de dermatologie și alergologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Elias, în partea a doua a materialului privind acest subiect. Partea cea mai dificilă este însă în urticaria cronică, spontană, această urticarie care durează minim 6 săptămâni și poate să dureze și ani și zeci de ani și care realmente pune probleme foarte mari pacientului respectiv. Se poate vorbi de urticarie și ca o boală autoimună în contextul în care apar o serie întreagă de autoanticorpi la individul respectiv și care se îndreaptă asupra unor receptori de la suprafața celulelor implicate în procesele imunoalergice, cum ar fi limfocitul B, spre exemplu, cum ar fi mastocitul, cum ar fi bazofilul din sânge. Dar iată că în ultimul timp se depistează că receptori pe care vine, spre exemplu, imunoglobulina E, se găsesc și un lucru mai recent, așa, și pe macrofage și pe ozinofile, pe celulele mari de apărare, deci imunitatea născută, și pe ozinofile, nu numai pe mastocite și bazofile, așa cum credeam noi mult timp, să zicem așa. Sigur că lista de investigații ar trebui să continue cu anticorpii, știu eu, antitiroidieni, dacă găsim o tiroidită autoimună care se poate însoți cu urticarie, boli gastrice, gastrointestinale, vezi infecția cu Helicobacter pylori. Sunt foarte, foarte multe astfel de investigații pe care trebuie să le facem la un astfel de pacient. Deci cauzele sunt multiple. Nu mai vorbesc de urticariile cu alte mecanisme decât imunoglobuline E, cum ar fi acestea imunologice cu complexe imune circulante, vezi urticarii în locus eritematos, dar pot de asemenea să fie urticarii produse prin alte mecanisme, cum ar fi urticariile fizicale, să spunem așa, sau fizice, urticarii la frig, care sunt colinergice, deci frizează acetilcolina, urticarii adrenergice, frizează deci linia simpaticului din organism. Sunt o serie întreagă de urticarii produse de derivația acidului arahidonic, prostaglandine, etc., etc. Sunt urticarii, în sfârșit, cum spunea și doamna profesor Diana Dumitrașcu, care sunt produse prin mecanisme imunologice întârziate. În primul rând, el trebuie să se îndrepte ca primă intenție, evident, la medicul de familie. Asta este prima mișcare a tuturor afecțiunilor care apar la orice individ. Medicul de familie, și sunt foarte mulți medici de bună calitate în România, se orientează imediat și poate să trimită pacientul la un dermatolog, la un alergolog, fără nici cea mai mică problemă. Amândoi sunt în măsură să gândească afecțiunea, să stea puțin de vorbă cu atenție cu pacientul, pentru că de multe ori numai această anamneză, statul de vorbă cu pacientul, este în măsură să îndrepte medicul
că este alergolog sau dermatolog, către o anumită cauzalitate a urticarii respective. În situația acelei urticarii cronice, spontane, la care cauzele, după cum ați văzut la această conferință de presă, sunt de foarte multe ori dificil de găsit, dificil de diagnosticat, evident, pacientul trebuie îndrumat la fel către o clinică de specialitate alergologică, dermatologică. De multe ori, și iată, clinica de la Spitalul Elias este, zic eu, și singura din România și una din puținele din Europa, de dermatologie plus alergologie, sub același acoperiș. Este soluția ideală pentru rezolvarea tuturor acestor situații. În felul acesta, împreună cu colegii mei alergologi, doamna dr. Bumbăcea și așa mai departe, echipa, putem să facem toate acele multiple investigații de care pomeneam puțin mai devreme la pacientul respectiv și, de ce să ne lăudăm, de multe ori depistăm cauza. Din păcate, uneori nu o putem depista și atunci, dacă treaba devine din ce în ce mai gravă și nu depistăm cauza, sigur, ar trebui să apelăm la acele terapii biologice. O astfel de terapie biologică, deci este o terapie foarte, adică medicația este destul de complexă, procedura de fabricație este destul de dificilă, de-aia medicamentele costă foarte mult. Este vorba de anticorp monoclonal, anticorp monoclonal care se îndreaptă împotriva unor receptori de la nivelul celulelor imunologice și pe care îi blochează. Blocând acei receptori, imunoglobulinele E, în cea mai mare parte, ele produc aceste urticarii, nu mai au unde să se cupleze. Și atunci dispare afecțiunea. Sigur că în momentul în care pacienții sunt internați în spital, prețul acestor teste, subvenționate de casa, o parte subvenționată de Casa Națională, o parte din buzunarul pacientului, în final nu ar fi de o valoare prea mare, cel puțin la mine, la spital, unde vin și vă spuneam că este clinică de dermatoalergologie și avem foarte mulți pacienți. Până acum toți pacienții și-au permis, deci nu sunt niște costuri, nu pot să vă dau niște cifre exacte, dar nu sunt costuri insurmontabile, să zicem așa. Tehnica MitraClip, tratamentul intervențional al insuficienței mitrale, o premieră în România și implantarea percutană de aortă. MitraClip este o procedură medicală minim-invazivă care permite reducerea regurgitării mitrale cauzată de bulile cardiace ischemice și non-ischemice, de prolapsul de valvă mitrală, de sindromul Marfan și de reumatismul articular. Implantarea percutană de aortă este o procedură medicală aplicată la ora actuală pacienților cu stenoză aortică gravă, care nu pot fi operați pe cord deschis din cauza riscului crescut. Detalii despre ambele proceduri medicale în reportajul care urmează. Tratamente și proceduri medicale novatoare pătrund cu pași repezi și în România, susținute în special de sistemul privat de sănătate. În ultimii ani, terapiile intervenționale în diverse afecțiuni, unele deosebit de grave, devin soluții unice de salvare a vieții pacientului, iar altele se dovedesc alternative mai comode și mai eficiente la tratamentul clasic. Procedurile intervenționale, după cum știți, sunt mult mai simple pentru pacient, mobilizarea pacientului e mult mai rapidă, durează o zi internarea și, să zicem, rezolvarea poate să fie la fel de bună ca, sau uneori chiar mai bună decât procedura chirurgicală. Cardiologia intervențională și tratamentele aplicate cu ajutorul radiologiei intervenționale stau dovadă în acest sens. Ne vom referi astăzi la două proceduri în cardiologia intervențională și vom face o scurtă trecere în revistă a unor
tratamente realizate prin radiologie intervențională. Procedura numită MitraClip este realizată în premieră în România de chirurgii cardiovasculari dintr-un centru medical privat din București care se axează pe acest gen de intervenții. Procedura se aplică în insuficiența mitrală, afecțiunea prin care valva mitrală care separă atriul stâng de ventriculul stâng nu mai ține și atunci sângele refluează înapoi în ventricul fără a se mai duce spre organe. În primul rând, boala pe care o tratăm prin această procedură este insuficiența mitrală. Insuficiența mitrală, ce înseamnă, este maladia prin care valva mitrală, deci care separă atriul stâng de ventriculul stâng, este incompetentă, nu mai ține și atunci sângele din ventriculul stâng, în loc să se ducă spre organe, spre aortă, așa, el refluează înapoi. Dacă valva nu ține, el refluează înapoi. Asta înseamnă insuficiența mitrală. De obicei, de cele mai multe ori, boala aceasta se tratează chirurgical. Chirurgical însemnând înlocuirea valvei mitrale, atunci când e semnificativă, bineînțeles. Practic se taie valva mitrală și se pune de multe ori o proteză acolo. Sau se corectează chirurgical, mă rog, sunt tot felul de tehnici. În situația în care pacientul e foarte grav, funcția cardiacă este foarte afectată, atunci o operație care se face cu circulație extracorporeală, o operație chirurgicală, e foarte riscantă. Și e posibil ca pacientul să nu supraviețuiască unei astfel de operații chirurgicale. Ăsta este, să zicem, momentul în care putem noi să intervenim la acești pacienți. Deci pacienți cu insuficiență mitrală severă care nu sunt operabili sau la care riscul chirurgical este mare. O altă tehnică novatoare aplicată în Centrul Medical Bucureștean este implantarea percutană de aortă, așa numită tehnică TAVI. Se aplică în cazul pacienților cu stenoză aortică aflați în stadiu avansat al bolii. Pacienții români cu stenoză aortică au posibilitatea de puțin timp să beneficieze de implantarea percutană de aortă la noi în țară. În străinătate se practică de ceva timp, iar medicii noștri care s-au specializat în clinici din alte țări au căpătat deja experiență. Valva aceasta pe cale percutană a fost implantată de medicul francez Cribie în anul 2002 și până în ziua de astăzi în lume s-au implantat în jur de 120.000 de valve pe cale percutană. Deci deja avem o experiență destul de mare în acest nivel și în funcție de studiile clinice care merg la momentul de față în toată lumea, rezultatele, cel puțin la pacienții de risc mare, sunt comparabile cu procedura cardiovasculară convențională, deci deschiderea peretelui toracic, terapie intensivă și așa. Implantarea percutană este o procedură care se face în timp de câteva zile. Procedura durează între în jur de jumătate de oră și pacientul după ce petrece în jur de o zi la terapie intensivă poate pleca acasă în 3 zile. Deci este o mare îmbunătățire în comparație cu terapia convențională chirurgicală. Centrul medical în care sunt aplicate procedurile de cardiologie intervențională prezentate a devenit în 2013 primul centru european de excelență și training în embolizarea fibromelor uterine din Europa de Est. Aici, medicii specializați în radiologie intervențională aplică procedurile specifice cu succes și în alte afecțiuni. Sunt proceduri simple, ușoare. Foarte multe femei au fibrome uterine. Le putem rezolva simplu, ușor, fără intervenții chirurgicale. Bărbații, dacă nu toți, majoritatea ajung să aibă probleme cu prostata, un adenom de prostată. La fel, este o procedură, bărbații sunt mai norocoși decât femeile, așa i-a făcut Dumnezeu, așa ne-a făcut, este o procedură ambulatorie. Adenomul de prostată îl tratăm într-o procedură de o oră, iar pacientul după alte 2 ore pleacă acasă, nici măcar nu rămâne în spital, fără incizii, fără tăieturi. Varicocel, probleme de coloană. Multe alte intervenții de radiologie intervențională le putem trata frumos.
În cazul clipului mitral și al implantării percutane de aortă, costurile se situează în jurul la 30.000 de euro. Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu suportă aceste costuri. Prin urmare, pacienții trebuie să-și achite integral intervențiile. Suma plătită pentru o astfel de procedură intervențională este însă oricum sub nivelul celor din clinici din străinătate. Din punct de vedere financiar, vorbind, venind din Germania, trebuie să spun că avem un mare avantaj acolo, pentru că procedura per se este acoperită în întregime de casele de asigurări, ceea ce îmi doresc și pentru România în viitor. Nu se poate ca la o populație de peste 2 milioane în București și peste 20 de milioane în țară, această procedură să nu fie plătită de casele de asigurări. Chirurgii cardiovasculari de la o anumită vârstă încolo spun: acest pacient este pentru mine de risc mult prea mare și refuză operația. Deci acest pacient rămâne fără opțiune de terapie și îmi pare rău să spun asta, dar moartea de la insuficiența aortică decompensată nu este o moarte ușoară. Pacientul moare în insuficiență cardiacă și treaba asta trebuie neapărat îmbunătățită. Durerea este strigătul bolii care îl chinuiește pe om până la disperare. Ce-i de făcut pentru a trata atât cauza cât și efectul? Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Probabil orice boală ar fi mai suportabilă dacă nu ar fi însoțită de dureri. Medicamentele luate cu pumnul alină suferința pe moment, dar nu tratează cauza care o provoacă. În plus, pastilele de calmare luate în exces pot afecta organismul omului. Există la ora actuală terapii moderne cu efecte atât asupra durerii cât și asupra bolii care o provoacă. Una dintre acestea este terapia prin biorezonanță, aceea despre care se spune că are ca principiu de bază readucerea organismului în bioritmul din care a ieșit. Cum acționează terapia prin biorezonanță asupra durerii și care sunt efectele în organism, ne spune imediat specialistul în biorezonanță, Florica Munteanu. În biorezonanță, Bicom Optima, durerea este un strigăt al țesutului infestat de toxine a organului care doare. Indiferent de organul care doare, dar durerea practic este comunicată prin sistemul nervos periferic în creier și de acolo se proiectează mai departe durerea. Putem vorbi aici de dureri stomacale, pentru că foarte multă lume vine cu dureri stomacale, cu acel ulcus, de exemplu, ulcer stomacal, aciditatea provoacă dureri, durerile reumatice, nu bolile reumatice, durerile reumatice, sunt și boli și dureri reumatice. Aici gama toată, începând de la coxartroză, gonartroză, durerile de șoldul, durerile de genunchi, dureri care vin pe coloană în jos, coboară, nervul sciatic, de exemplu, sunt dureri care pot fi de asemenea tratate cu biorezonanță. Durerile de umeri și mai ales femeile, noi femeile acumulăm foarte mult aici în zona umeri, ceafă, aceste dureri la multe persoane coboară până la coate sau poate chiar mai în jos. De obicei aici combinăm, există și o nevroză stomacală, o nevroză stomacală, putem să o combinăm cu o informație luată și de pe stomac în terapie. Dureri de dinți, chiar avem foarte des, în prima fază se pot trata, desigur că după aia trebuie consultat stomatologul. Durerile de cervicale, dureri de cap, dureri frontale, dureri de calotă, foarte multe migrenele, le putem introduce tot în gama durerilor, dureri lombare. Practic, biorezonanța acționează în toată gama durerilor resimțite de om, indiferent că este vorba de efectul bolilor sau de cel al traumatismelor și rănilor. Fiecare astfel de simptom este abordat în funcție de caracteristici specifice.
Migrenele pot fi tratate foarte bine în câteva ședințe în general, dar migrena n-a venit, deci nu este o, este o durere acumulată de fapt în organism și de cele mai multe ori legată cu o vezică biliară dereglată, un tract biliar dereglat, o încărcătură pe ficat destul de mare și dereglări hormonale. Noi asta vedem sau putem constata de multe ori, în caz durerii, a fost o operație undeva pe corp, trebuie să vedem unde, și a rămas o cicatrice care are blocaje. Deblocând cicatricea respectivă, fluxul energetic funcționează în organism și în momentul respectiv multe dureri dispar de la sine. În fiecare caz în parte, terapia prin biorezonanță acționează și asupra cauzei care provoacă durerile. În medicina complementară, tot organismul este privit ca un tot unitar. O problemă a unui organ care are o problemă de sănătate, noi nu privim izolat că e stomac, că e ficat, că e prostată, că e o durere cervicală sau o durere de genunchi. Astea nu sunt, sigur, ne axăm simptomatic pe durerea respectivă, e prima donă, să zicem așa, în terapie, dar noi tot timpul trebuie să găsim legăturile cu celelalte organe ca să vedem de busolare energetică cât de departe s-a ajuns în organism și să readucem organismul în bioritmul respectiv pentru ca organele să sincronizeze, pentru că în organismul nostru este o orchestră care dacă unul dintre cei din orchestră nu își face treaba cum trebuie, simt celelalte organe. Programele complexe aplicate de aparatele pentru biorezonanță citesc informația energetică a organismului și sesizează orice dezechilibru, fie el infim. Diagnosticarea energetică înseamnă o... Aparatele au posibilitatea să facă un fel de o poză internă a circuitului energetic în organism, a informației energetice. Acolo unde este durerea, deja apare o informație pe roșu, așa puțin explicat mai să pe înțeles, apare o informație pe roșu și în același timp acolo apare un blocaj. Deci noi vedem foarte clar de la organul, aparatul sau sistemul de unde pleacă durerea respectivă și acolo, practic, s-a produs acolo, practic, se strigă că durerea, repet, asta este strigătul organului de a fi ajutat, a țesutului organului care are problema de a fi ajutat pentru că este supraîncărcat de toxicitate. Deja în diagnosticarea energetică vedem, nu știu cât o să fiu înțeleasă, vedem deja practic între celule există mesencimul, e o altă celulă, ca să zic așa, care este pufărul atunci când pui ceva să nu te lovești de ceva. Este cel care umplă golurile. Acest mesencim, aceste celule mesencimale se găsesc peste tot în corpul nostru și practic ele sunt cele care ne dau cea mai multă informație în cazul durerilor, în concret în a penetra organul sau sistemul care de unde a început durerea. După diagnosticare se trece la terapia propriu-zisă, care este personalizată în funcție de caracteristicile fiecărui pacient. Pacientul care vine la noi, în general, sunt pacienți cronici, marea parte, din păcate, bine ar fi să vină preventiv mai mulți, marea parte sunt pacienți cronici, pacienți care, chiar cei care vin cu dureri, pentru că asta este tema emisiunii, pe el, în prima fază, îl interesează să găsească, sau el este în căutarea unei metode de ameliorare a durerii, dar fără să mai ia medicamente, pentru că deja de sectorul medicamente a abuzat. El își caută o alternativă în care durerea să fie anihilată și în momentul în care află, dacă nu s-a documentat, dar el va simți pe pielea lui că durerea nu numai că este anihilată, chiar durerea în sine, deci durerea în sine, după terapie pacientul nu mai are durerea cu care a venit, deci intensitatea absolut sigur sau dureri chiar care dispar până părăsește centrul de la noi. Dar în același timp s-a lucrat pe cauza durerii, deci pentru că toată informația din organul care are durerea
toată informația, deci oricare organ al nostru sau un sistem poate să aibă la un anumit moment dat o durere, toată informația respectivă pacientul i-a comunicat-o aparatului ca un telefon celular și aparatul a reglat această informație, a redirecționat informația în organul respectiv, ca atare durerea trebuie să dispară. În Centrul German de Biorezonanță Dermavital, situat în Calea Vitan din București, diagnosticarea și terapiile prin biorezonanță asupra durerilor sunt efectuate cu aparatură Bicom Optima de ultimă generație. Fiecare organ este influențat sau este acționat de un câmp magnetic care poate fi pozitiv modulat. Modulat. Asta este cuvântul cheie. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!